O femeie în vârstă de 43 de ani a primit prima doză în luna martie, iar din nefericire aceasta a murit la scurt timp după ce a fost transportată de urgență la spital cu crampe stomacale severe. Din păcate, femeia a suferit în scurt timp un atac de cord și un stop cardiac. După o scurtă perioadă de stabilitate, starea ei s-a înrăutățit înainte de a muri în mod tragic în spital. Partenerul ei crede că aceasta nu ar fi decedat dacă nu ar fi primit vaccinul COVID-19 AstraZeneca, dar acest lucru nu poate fi confirmat până când nu va avea loc o investigație completă și o anchetă privind moartea ei. Familia mamei a 3 copii din Marea Britanie s-au grăbit să meargă la spital pentru a vedea starea în care se află, dar din păcate medicii au sfătuit să meargă acasă pentru a se odihni. La scurt timp după plecarea de la spital, au primit un telefon pentru a se întoarce urgent, deoarece soția sa decedase.